încercăm, deschid lucrurile de ședință extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pașmani. Mă arătând că aceasta este legal constituită, prezența este aceeași, 11 consilieri locali prezenți, în totalul de 19. La fel este prezent domnul primar, doamna viceprimar, colegi și reprezentanții ai serviciilor în subordinea Municipiului Pașmani, mass media. Înainte de a da votul președintelui de ședință, aș dori să supun spre aprobare procesele verbale din ședințele anterioare, și anume procesul verbal al ședinței din data de 6 septembrie 2016, cel al ședinței ordinare din data de 30 septembrie 2016 și cel al ședinței extraordinare din data de 6 octombrie 2016. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Dau cuvântul domnului președinte de ședință, domnul Vasile. Mulțumesc. În conformitate cu dispozițiile articolului 39 alineat 2 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală republicană cu modificările și completările ulterioare, grupul de consilieri liberali convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ședință extraordinară, în data de 21.10.2016, ora 13, în sala de ședință a primăriei municipiului Pașcani. Ședința va avea următoarea ordine de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Managementului Instituțiilor de Cultură, Casa de Cultură Mersa Roganu și Biblioteca Municipiului Pașcani, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pașcani. Proiect semnat de grupul consilierilor liberali. Cu numărul 2, proiect de hotărâre privind instituirea fazei în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Pașcani, inițiatorii proiectului grupului celor consilieri liberali. Cu numărul 3, proiect de hotărâre privind identificarea, inventarierea și expertizarea tehnică a construcțiilor care prezintă nivelul insuficient de protecție la acțiuni seismice, inițiatorii proiectului de hotărâre tot consilierii liberali. Și cu numărul 4, proiect de hotărâre privind înființarea direcției de asistență socială a municipiului Pașcani, serviciu public de asistență socială cu personalitate juridică, a făcut subordinea Consiliului Local al municipiului Pașcani. Inițiatorii proiectului de hotărâre, aceiași consilieri din grupul liberal. Cu numărul 5, este înscris și un punct cu interpelări ale grupului de consilieri locali PNL legate de următoarele subiecte. Dorința celor de la APA de a realiza o interconectare între conducta de aducțiune a apei aparținând de Pașcani și o altă conductă aparținând unei alte rețele de aducțiune străină de rețeaua aparținând de Pașcani. Și hotărârea Tribunalului Iași, numărul 72, civilă, contencios, administrativ și fiscal, numărul 518 din 2016, pronunțat la data de 7.6.2016, privind anularea HCR 64-25-2015. Dacă sunt puncte de vedere, observații, întrebări vis-a-vis de ordinea de zi prezentată. Doamna Nedea. Vreau să întreb grupul de consilieri ai Partidului Național Liberal unde văd caracterul de urgență acestei ședințe și acestor proiecte de hotărâri. Răspund într-o întrebare. Care te înțelege pe caracterul de urgență? Nu știu, am pus o întrebare. Răspund într-o întrebare. Care te înțelege pe pentru ședința este de urgență? Este urgență. Este extraordinar. Extraordinar, pardon. Proiectele din ordinea de zi la ședințele ordinare avem suplimentar aceste proiecte.
215, legea mea impune un caracter de urgență sau de forță majoră pentru ședințe extraordinare. Și proședință ordinară, din punctul meu de vedere. Dacă apar coordinare. Punctul 2 a intervenției mele, aș dori proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi să devină proiectul numărul 1, ținând cont că avem în sală reprezentanța ai Consiliului Elevilor și probabil că unii dintre dumnealor s-ar putea să trebuiască să meargă la ore sau să... Da? Și să nu-i accedeze de acolo. De acolo. Da. Cine este pentru? Că începem cu proiectul numărul 2. Nu spate, da. Este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se poate. Dacă mai sunt alte observații legate de proiectul de ordine de zi? Dacă nu, atunci să trecem la ordinea de zi și la dezbatere și să... Votați ordinea de zi. A, trebuie votat ordinea de zi. Dar cine este pentru ordinea de zi prezentată? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Începem așa cum s-a votat cu numărul, cu proiectul cu numărul 2. Proiectul de hotărâre privind instituirea bazei în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Pașcani. Avem de comisie? La Comisia de Patrimoniu, Urbanism și Patrimoniu, am ținut dată la ora 10, Comisia s-a adunat, am invitat de la poliția locală, de la economic, s-au dezbătut, cred că s-au ridicat niște probleme, s-au clarificat niște lucruri. Din punctul de vedere al Comisiei de Patrimoniu, orice proiect care întărește baza și securitatea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului Pașcani este binevenit. Așa că Comisia a acordat aviz favorabil acest proiect. Da, mulțumesc. Dacă se discute, vreau să... Nu, vă rog, doamna secretar. Eu am luat contact cu acești proiecti, mă lasă în niciun. În punctul meu de vedere, studiem raportul proiectelor mei, proiectul economică, serviciul poliției locale și juridic și actele normative invocate. În această formă nu pot să dau amendamentul. Un amendament, în loc, vreau să se mântuiască preambul. În loc de legea 371/2004, care trebuia cu poziția comunitară, legea a fost abrogată, să fie trecută legea 155/2010, privitor la poliția locală, comunitară. Iar la articolul 4, în loc de și poliția comunitară, să fie trecut sau poliția comunitară. Dacă îmi permiteți, local, dacă îmi permiteți, am scris acolo cu poliția la îndeplinire direcția economică. Dacă se trece un regulament, trebuie să se știe de unde se pornește. Direcția economică ajunge undeva la sfârșit, că trebuie să aloce sumele necesare de finanțare complementară. În inventariere nu este problema pe care ați identificat-o dumneavoastră. Păi, direcția economică nu știu de ce scrie. Vă întreb. Scrie direcția economică, vă duce la îndeplinire direcția economică și poliția locală. Da, din punctul meu de vedere. Bugetul fac ceva, asta asigură că doriți dumneavoastră și facem ceea ce se cheamă rectificări bugetare și toate alea. Dar ca să duc la îndeplinire un proiect de hotărâre cu un caracter, zic eu, de regulament până la urmă, sau nu știu cum, se dorește conștientizarea problemei și modul de îndeplinire a ei, da? Ce spuneți? Direcții de specialitate. Direcțiile de specialitate. Păi eu mă consider direcții de specialitate, dar chiar și așa, care direcție din cadre, serviciu din cadrul primăriei se ducă la școli să identifice problema? Nu, școlile identifică problema, o prezintă, vin și solicită sume. N-ați citit conștiință proiect. Numărul de camere sau ceea ce va fi făcut la solicitarea școlilor și a propunerea lor. Așa. E pe voastră proiect. Dacă e vorba doar de camere. Camere și ce mai cer. Dacă o să ceară altceva. Da, domnul Marius Mihai. Îmi pare bine că se discută despre problema pazei la școli, pentru că este o problemă care este, să zicem, care există în orașul Pașcani de foarte mult vreme, dar nu discută nimeni despre ea și nu s-au găsit soluții până astăzi. Eu aș vrea, cu lângă forma care poate fi este perfectibilă, da? Forma proiectului inițiat de către grupul liberal, trebuie să discutăm și despre fond.
Deci dacă astăzi dumneavoastră aveți de făcut amendamente la proiectul nostru, vă rog să o faceți și să găsiți soluții alături de noi la rezolvarea problemei. Eu vreau să vă întreb pe domnul Vasilaie. Din câte știu eu, instituțiile de învățământ, există o lege care prevede că trebuie să aibă fel de autorizări la securitate. Plan de bază al sat. Mai mult decât atât, fiind instituții publice, ele ar trebui să fie, să zicem, dotate. Anumiți experți contractați de către școală, probabil, trebuie să vină și să ofere soluții tehnice la problema securității în școli. După ce acele soluții tehnice sunt puse în practică, acele școli primesc un fel de autorizare, să zicem, din partea Poliției Naționale, pentru că știu eu, nu puțin de din asta, dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră poate. Deci școlile, la ora actuală, conform de un plan de bază. Avem personalitate juridică, conform acestei legi, deținătorii cu bunuri, valori și așa mai departe, trebuie să aibă baza instituită în condițiile legii. Avizul de securitate se dă de către Poliția Națională, în speță de către Inspectoratul Județean de Poliție, prin ofițerii desemnați pe această linie. Orice ține de formirea planului de bază se face cu sprijinul Poliției Naționale. Foarte bine. Întrebarea mea era, dacă știți cumva, nu este obligatoriu, nu știți acea noastră, instituțiile de învățământ din Pașcani, deci dețin astfel de avizări din partea Poliției Naționale? Eu, în ce cunosc, excede oricum întrebarea competenților Poliției Locale, eu vă rog să mă iertați dacă stau jos și doriți, din ce cunosc la ora actuală, toate unitățile de învățământ dețin planul de bază, ceea ce înseamnă că au fost avizate de către Poliția Națională și au parcurs pașii respectivi. Dar cum este posibil totuși la școli în care există un singur paznic să fie asigurată securitatea pentru 24 de ore? Din punctul dumneavoastră de vedere, fără să... Deci organizarea fazei, dumneavoastră vă uitați în... Securitatea pe ansamblu, nu neapărat al fazei. Fazei și securitate, spuneam și domnului consilier, dar nu se separe. Ok. Întrebarea ar trebui pusă altui actor, directorului sau celui care a organizat faza, pentru că ei și asumă răspundere acolo. Este posibil că acea... Deci nu cunosc cum și-a organizat fiecare faza, dar vreau să vă spun că este posibil pe timp de zi profesorii, prin profesori de serviciu, să asigure siguranța, iar pe timp de noapte, acel paznic unde este, asigură pază. Într-adevăr, au o problemă, dacă s-a îmbolnăvit, cum asigură paza mai departe? Răspund. Deci, încă o dată, repet, îmi pare rău că lipsesc doi actori importanți în această ședință. Directorii și un, măcar un reprezentant de la un consiliu de administrație. Dacă permiteți să intervin puțin pe la întrebarea noastră. Deci vreau să precizez foarte clar. Structura angajaților și organigrama, statul de funcție al școlii, nu noi aprobăm acest număr de posturi într-o școală, ci directorul se adresează inspectoratului școlar conform normativelor în vigoare și se aprobă structura personalului angajat, cu avizul Ministerului, bineînțeles. Ținând cont că frumoasa guvernare, care a tăiat foarte multe posturi și multe reduceri salariale, atunci s-a operat pe sectorul acesta nedidactic, astfel încât foarte multe posturi au dispărut din școală. Unde există situații de genul acesta, cu un singur paznic, probabil că un director și un bun manager a găsit și variante de a compensa lipsa de personal, respectiv muncitori de întreținere sau alt personal nedidactic au fost școlarizați și au primit aviz din partea poliției pentru efectuarea serviciului de fază și suplimentară în fișa postului, pe lângă sarcinile de servici, au și atribuții de fază. Probabil că așa s-au au compensat această lipsă de personal.
spun și repet încă o dată. Suntem alături de toți directorii de școli care au deficit de personal, suntem alături de ei să-i sprijinim în demersurile către Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru acordarea de norme suplimentare, pentru că, într-adevăr, nu numai la fază din școli este deficit de personal nedidactic, ci și la personalul din grijire și alte categorii de personal. După cum știți, există și legea 35 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ. De asemenea, există precizări de la Minister privind organizarea și securizarea copiilor și în școală. Toate școlile au un cadru didactic de serviciu, unul sau mai multe cadre didactice, care, din punctul meu de vedere, ar trebui nu să facă servici pe unitate în timpul orelor, din contră. Și există un cadru de fază avizat, există un regulament propriu prin care se permite accesul sau ieșirea din unitatea de învățământ, există un registru al riscurilor. Deci, detalii, nu sunt detalii, dar deci, din punctul ăsta de vedere, școlile au toate plan de fază aprobat pentru că au soluții. Și inclusiv sistemul de supraveghere video de la nivelul unităților de învățământ este un suport foarte major. Sunt autorizate acele sisteme de supraveghere video? Deci au obligația să fie avizate de către poliție în momentul în care... Am înțeles, fiindcă era pe intervenția mea, dar acum v-am dat voie, pentru că... Am cerut permisiunea să intervenim. Chiar vreau să știu ce vreau să ne prezentați. Deci eu aș dori, dat fiindcă avem o centralizare pe care s-a făcut destul de repede, să facem pentru următoarea ședință de Consiliul Local o centralizare referitoare la autorizarea acestor școli din punct de vedere al securității, autorizare, bineînțeles, acordată de Poliția Națională. Pentru că eu știu că, eu la mine, la firmă, am obiective care o trebuie să iau un expert în securitate. Acel expert a venit și mi-a făcut o evaluare a obiectivului, mi-a trasat mi-a găsit o soluție tehnică, să zicem, pentru securitate. Acea soluție am dus-o la îndeplinire, după care am obținut avizul de la Poliția Națională. Nu știu dacă acești pași s-au făcut de către instituțiile de învățământ, cred că sunt obligate și ele să facă. Și dacă vom începe cu începutul, din punctul meu de vedere, putem discuta și despre finanțări la problemele de securitate din școli. În acele studii pe care experții le vor face, vom vedea, probabil va fi și subiectul, să zicem, fazei de la intrare, gardieni de gardieni, faze proprie, firme externe. Deci aș dori, dacă se consemnează în procesul verbal al ședinței, pentru următoarea ședință, nu neapărat ordinară, că este, da, dacă se poate face pentru cea ordinară, o astfel, o centralizare, pentru că se poate face, doar că sunt oameni care vor să lucreze la Consiliul Local, o centralizare, să vedem cum stăm din punct de vedere al acestor autorizări. Intervin din nou, dacă îmi permiteți. Deci sunt lucruri care orice manager de școală la datorie să-și facă toate avizele. N-avem voie să cerem. Nu, avem voie să cerem. Fără nicio problemă avem voie să cerem. Și să nu uităm că fiecare dintre dumneavoastră sunteți reprezentant în Consiliul de Administrație al unei unități sau mai multe de învățământ. Și puteți, prin acest mecanism, să verificați la un respectiv la unitate tot ceea ce înseamnă avizare, nevoi, propuneri. Deci și noi suntem, cum să zic, nu putem nici să facem ceea ce ar trebui să facă un director. Nici organ de control vis-a-vis de eficiența activității manageriale nu suntem noi în măsură să o facem. Deci, da? Poate crea o situație și o bază de date și, repet, și cred că ar fi trebuit dumneavoastră care ați inițiat acest proiect de hotărâre să fie invitat în cadrul ședinței Consiliului Local și directorii unităților de învățământ, care cred că ar avea un cuvânt de spus în ceea ce privește acest domeniu. Fiind membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gâștești, Moșteni și Sodomeni, chiar în prima ședință, în prima întâlnire care a avut loc luna trecută, am aprobat bugetul școlii, achiziționarea camerelor de luat vedere pentru securitate și pază. Cu asta am început de altfel și eu cred că suma așa a ajuns în contul respectiv. Cum i-a rezultat bugetul?
au prezentat. Este pusă în funcțiune. Este pusă în funcțiune. Soluția tehnică. Specializat, dar nu pune electricianul din școală, montează camerele. Este un sistem integrat care este obligatoriu să fie planul al lui, să fie avizat de poliție. De unde a rezultat că trebuie 10 camere sau 20 de camere? Nu știu, cine stabilește că trebuie 10 sau 20 de capete? Expertul stabilește. A, deci a fost un expert acolo? Firmul specializat care îi montează, pentru că nu montează camere. De toate lucrările respective, nu au fost făcute de personalul școlii. Da, ce ne spuse domnul Marius Petrie, vis-a-vis de riscul la securitatea obiectivelor, va fi obligatoriu de anul viitor să fie implementat la toate societățile, indiferent de capital privat sau... Deci, într-adevăr, va cere evaluarea începând de anul viitor. Asta știu că se cere și la noi, chiar dacă avem firmă de bază proprie, trebuie să facem evaluarea respectivă. În ceea ce privește riscul. Domnul Râșnic, sunteți la. Problema, din câte am observat-o la nivel de oraș, este că lucrurile sunt destul de haotice în privința bazei și securității în școli. Adică sunt unele unități de învățământ care să spunem că sunt în regulă atât din punct de vedere al supravegherii cât și al bazei, dar la fel, la polul opus, sunt unele care stau foarte, foarte prost. În punctul meu de vedere, noi, probabil ca și proprietari ai clădirilor, dar și ca, să spunem, responsabil pentru siguranța elevilor din școli, trebuie să luăm o măsură unitară. Și, cum vedem, legea ne permite, să spunem, în mai multe sensuri să facem acest lucru. Acest proiect poate că este un prim pas pentru a rezolva această problemă și dacă acest proiect va fi votat, probabil în următoarea perioadă vom veni și cu completarea lui, cu un serviciu care poate fi concesionat sau poate fi sau poate să-l avem aici în cadrul primăriei pentru monitorizarea, supravegherea și baza unităților de învățământ în sistem centralizat. Pentru că clădirile școlilor, fiind proprietatea primăriei, legea 333, dacă nu mă înșel, care permite lucrul ăsta. Da? Deci, făcând lucrul ăsta, problema bazei, monitorizării și supravegherii unităților de învățământ se va rezolva în formulă unitară și pe termen lung. Așa ca să venim cu soluții, azi punem pe femeia de serviciu să facă bază, mâine profesorul de fizică, nu sunt soluții viabile pe termen lung și dacă ne aducem aminte... Guvernul Boc e vinovat. Aici vorbim de siguranță, dacă vreți să faceți politică, ce să faceți? Nu fac politică, am făcut doar precizarea că atunci s-au redus foarte multe norme la nedidactic, în mod special. Faceți politică, dar nu faceți politică, pe mine mă interesează siguranța copiilor. Dacă faceți politică, nu se vede că dacă vă interesa, probabil rezolvați și faptul că foarte multe școli din oraș nici măcar nu au vins ISU. Dacă vă interesa, dar nu vă interesează cu adevărat. Să revin la proiectul inițial. Da? Deci, cadrul legislativ există. Asta este doar un prim pas. Noi vom veni în următoarea perioadă și cu un al doilea proiect de hotărâre care să-l completeze pe acesta, cu privire la acest serviciu. Și dacă auzeam că totuși unde s-au întâmplat incidente în școli. Dacă mi-aduc bine aminte, chiar la începutul anului, o fată era să fie înjunghiată la liceul Sadoveanu în Baie, nu? Dacă mi-aduc bine aminte, undeva în jur de sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie. Și tocmai intervenția agentului de bază specializat a împiedicat acest lucru. Deci nevoie este de bază profesionistă, nevoie este de fază profesionistă, nevoie este de monitorizare, nevoie este de supraveghere. Acum dumneavoastră, dacă o să căutați tot felul de superfugii pentru a nu duce la îndeplinire acest proiect, este problema și responsabilitatea dumneavoastră. Dar, crească Dumnezeu să se întâmple ceva și atunci, probabil că toți vor fi de răspundere. Mulțumesc.
Da, aș vrea să aduc atenție două probleme, pentru că sunt două, nu e una singură. Vorbim de fază și siguranță în școli. Odată, prin organigramele din școli, sunt asigurate un număr, sau la unele școli nu e asigurat niciun număr de paznici. Atenție, care vorbesc de paza obiectivelor și nu de siguranța elevilor. Paznicii respectivi nu au niciun fel de pregătire pentru a asigura siguranța elevilor. Mai mult decât atât, s-a expus atenției ideea de serviciu pentru profesori. Nici profesorul de serviciu nu are abilitatea necesară de a apăra, ca nici elevul de serviciu, pe toți din școală, dacă se întâmplă un incident. Și nu putem ascunde faptul că și în școlile din Pașcani au fost incidente și că în cazurile acestea avem nevoie de unități specializate pe fază și protecție pentru a asigura cu adevărat siguranța elevilor în școli, pentru că altfel nu se asigură. Deci nu vorbim de paznici, da? Care să aibă grijă de elevii în școală și profesorii, cu atât mai puțin că sunt de serviciu și sunt și la ore, nu pot să vadă cine intră în școală, cu ce gânduri intră în școală și așa mai departe. Eu cred că trebuie găsite niște soluții. Ideea dumneavoastră de a invita directorii la discuții mi se pare cât se poate de importantă, pentru că aceste decizii trebuie luate împreună cu directorii de școli, pentru că ei au altă poziție și spun că nu se pot contracta agenți de pază prin intermediul alocației complementare. Domnul președinte, eu am ridicat eu vreau să... Sunt nedumerit. Dumneavoastră astăzi a venit un proiect de hotărâre pentru a înființa un serviciu de fază pentru instituțiile de învățământ. Din ce spuneți până acum, eu asta le iese, că doriți înființarea unui serviciu de fază pentru unitățile de învățământ. Spune asigurarea fazei. Deci, inițiatorul proiectului, din cuvântul inițiatorului proiectului, eu asta am înțeles, că se dorește înființarea unui serviciu de fază pentru... Se dorește asigurarea pazei în instituțiile de învățământ din Pașcani. Cum se face asigurarea pazei, rămâne să găsim... Păi asigurarea pazei revine în exclusivitate conducerii unităților de învățământ prin consilii de administrație și directorii dumneavoastră care au, iar partea noastră, iar partea noastră, conform legii 273, este de a bugeta complementar sau prin finanțare de bază a acestor unități de învățământ. De a sursele de finanțare ale acestor unități de învățământ, pe lângă cele două finanțări, e și finanțarea din venituri proprii, dacă au cartine, știu eu, și alte activități pe care le desfășoară acolo. Au bugetul lor și funcție de bugetul pe care îl au și organizează activitățile pentru buna desfășurare a programului de învățământ, inclusiv programul acesta de pază. Nu-i oprește nimeni să nu-și contracteze, că e un serviciu, să-și contracteze un serviciu autorizat în acest sens. Deci eu, din ceea ce am înțeles eu, e dorința de înființarea unui serviciu de bază. Să vedem atunci dacă înființăm serviciu, regulament, buget, poate fi o soluție, asta este un prim pas. Conducere și așa mai departe. Asta deci este un prim pas. E cu totul și cu totul altceva față de ceea ce spune. Domnul primar, asta este, este un prim pas. Domnule, ați avut cuvânt, că e rândul domnul mare știu. Fiecare la rând. Păi ce facem aici? Ia rog, da? Nu este un mod deosebit de a interveni, dar mă văd nevoită să intervin, pentru că doamna profesor Spiridon a punctat foarte bine cele două aspecte ale problemei. Sigur, securitatea copiilor noștri în școli este un lucru deloc de neglijat și eu am copii la școală și eu îmi doresc să-și desfășoare activitatea într-un mediu cât se poate de calm și de liniștit și, mă rog, securizat. Iar partea cealaltă este partea de finanțare. Deci, eu cred că este o problemă fals semnalată vis-a-vis de ceea ce înseamnă finanțare. Legea educației, legea numărul 1 din 2011, stabilește foarte clar modul de finanțare. Și spune clar, finanțarea per elev, deci fiecare școală primește, vorbesc pentru cheltuieli materiale și salarii,
primește din cote de păcate sume care să asigure desfășurarea procesului de învățământ. Cu cât are școala mai mulți elevi, cu atât va primi o finanțare în consecință. Bugetul local, pentru că aceste surse este foarte clar și noi avem experiența a anilor în care ne-am tot întâlnit, că nu este suficient. Și atunci vine finanțarea complementară. De regulă, finanțarea complementară asigură un 10%. Noi, la momentul acesta, pe cifre, suntem la 20% la fiecare școală în parte, în mod echitabil. Pentru că este necesar. Da? 3. Venim cu finanțarea ceea ce înseamnă suplimentară. Deci legea spune și lucrul acesta. Guvernul, împreună cu Consiliul Local, poate veni prin regulamente specifice cu sume acordate acelor elevi de excepție sau pentru proiecte la care trebuie să asigure cofinanțare. 4. Sunt sursele proprii, care vin din donații, sponsorizări și care sunt parteneriate între persoane juridice, școală, respectiv asociații de părinți sau orice altă organizație, care poate veni și spune, sau părinte, eu vin cu o sumă, dar aceasta trebuie evidențiată pentru un contract sau ceva, în care spune, pentru activitatea cu tare, acestea sunt cu destinație specială, afectate special. Și știți că venim la rectificarea bugetară sau la aprobarea bugetului cu sursele din donații și sponsorizări la momentul încasării și pentru activitatea pentru care au fost destinate. Da? Asta este așa o prezentare generală. Inclusiv finanțarea pentru dezvoltare, pentru investiții. Nu, asta bineînțeles. Inclusiv. De ce ai spus de funcționare? Da. Vă citesc doar din legea numărul 1, care spune așa, finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, nu vă spun pentru toate care însemna să facă o trecere revistă, cheltuieli cu bunuri și servicii. Ce este această activitate cu baza? Un serviciu, da? Nu trebuie să aibă o denumire specială. Dacă legea voia așa, îi dădeam o denumire specială și spunea venitul de aici pentru cheltuiala asta. Vorbim de afectare specială. Nu este caz. Dacă această activitate nu poate fi acoperită din finanțarea de bază, vine legea și spune mai departe. Finanțare complementară, de la noi. Care spune aici un șir între acțiuni pe care noi le suportăm, printre care alte cheltuieli de natura bunurilor serviciile care nu fac parte din finanțarea de bază, presupunând că nu face parte din finanțarea de bază, să mă contrazică juriștii. Dar pot să o plătesc de aici. Așa că directorii de școală să nu vină să spună că nu este legal să plătească această activitate din banii pe care noi îi transferăm. Doamne, că citești letera I de la finanțare complementară. Alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor care nu fac parte din finanțarea de bază. Ce să mai citesc? Litera I. Cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății muncă. Da, astea sunt contractele. Preșcolari, elevi. Sunt contractele SSM. Pentru ceea ce înseamnă securitatea. Securității, virgulă, sănătății. E separat, domnule. Separat contract. Faceți-l așa. După care... Elevii au SSM. Da. Este pentru ceea ce înseamnă securitatea muncii. Securitatea muncii nu este, nu fac pentru securitatea muncii. Ia ceva, domnule, vrei să faci și asta este toată chestia care, nu înțeleg de ce se spune că noi nu am finanțat sau că nu dorim să finanțăm această activitate. O finanțăm directorii și consilii de administrație, păsărăsc unde cheltuie și pe ce cheltuie banii alocați din surse de finanțare menționate. Mulțumesc, doamna director. Mă bucur în continuare că descoperim lucruri noi apropo de subiectul pazii, să zicem, la școli sau securitate. Deci, doamna director, domnul primar, dumneavoastră spuneți că școlile au bani. Da, dar la noi. Au bani. Deci, dumneavoastră faceți bugetul centralizat pe tot UAT-ul și aveți și bugetele școlilor. Da. Au excedente în fiecare oricum au mai mult decât acum 5 ani. Au excedente în fiecare an. Au mai mult decât acum 5 ani. Comparația se face, domnul primar. Fac foarte bine. E treaba lui domnul Zanet asta, comparația cu 2012. Deci, nu, mi-o pierdut. Am vorbesc eu, domnul primar, eu v-am lăsat să discutăm. Da. Faceți comparații. Facem comparații. 10 ani. Deci, acum vorbim la proiect. Nu mă lasă domnul primar să termină. Bun, deci. Școlile au excedent cumva? Nu a spus de excedent, domnul consilier. Sau altfel spus, școlile au bani să plătească... Pot plăti, fără probleme. Teoretic pot, dar au cu ce? Dar stați puțin, domnul consilier. Păi în momentul în care fac necesitățile, școala știe foarte bine. Avem nevoie de contract pentru furnituri, avem nevoie de contract pentru furnizare produse de curățenie, avem nevoie de contract pentru internet, avem de contract pentru lumină electrică, utilități și pază. Care? Teoretic.
critic, spuneți dumneavoastră că școala poate plăti baza. Dar a fost problema până anul acesta, deși ne-am zis. Ce se întâmplă, doamna? Ce se întâmplă? Se întâmplă că profesorii adună bani de la elevi, da? Face obiectul. Ca să face obiectul, domnule. Da, face obiectul. Da, face obiectul și o să rămâni și această problemă. Nu discut din cărți. Eu discut din practică, da? Deci sunt toți elevii, plătesc, iau bani de la părinți, vin cu bani la școală, adună niște bani acolo printr-o asociație de părinți, au găsit o formulă într-un fel sau în altul, pentru că, cum spuneți dumneavoastră, probabil unii directori se feresc în mod nejustificat să plătească din bugetul care l-au, adună acei bani și se plătesc acei gardieni de la, da, de la poartă. E o realitate. Adică nu putem să negăm. Mergem acum la liceu și vedem că avem gardian la poartă. Și știm toți că suntem părinți de aici că se dau bani, da? Cât e 3 lei, 5 lei pe lună, nu știu cât se plătește. Noi dorim ca, ca această procedură, această cutumă cu strângerea banilor pentru bază să dispară de la școli. Deci scopul principal al proiectului de astăzi este să dispară acest lucru. Da? Asta este scopul. Îmi permiteți? Dacă dumneavoastră lămuriți suplimentar, da. Nu faceți decât un lucru pozitiv din punctul meu de vedere. Acum eu vă întreb, teoretic pot să plătească, dar da. Școlile au cu ce să plătească? Este la latitudinea lor. Doamne, v-am întrebat da, altceva. Nu știu, eu nu pot să vă spun dacă au sau nu au. Deci, dacă ei, și dacă a spune și legea, spune, poți să plătești din venituri proprii, da? Ce sunt aceste venituri proprii? Ce spuneam mai devreme? Au donații și sponsorizări. Între asociația de părinți care are personalitate juridică... Donații și sponsorizări înseamnă că acei bani de la părinți să vină în continuare. Dumneavoastră, dar eu vă spun așa, eu nu fac parte din nicio asociație de părinți. Dar plătesc bani copilului, să plătească gardian. Sunt și bani pentru echipamentele sportive care se dau, sunt și bani la alte... Da, să mai dau bani, dar nu intrăm pe subiectul ăla, dar discutăm strict despre pază. Deci eu aș vrea ca acei bani să nu mai fie luați de la părinți. De acord cu dumneavoastră. Eu aș dori ca, în cazul în care școlile nu au bani, și dacă știți dumneavoastră că o schimba patru de două ori, domnul... Avem de la Curtea de Conturi, avem de miliastru ceva. Nu că a schimbat parchetul de două ori și să... Nu știm dacă se încadrează sau nu se încadrează. Cine poate dovedi? Mă scuzați, am intervenit grasă, dar nu mă pot abține. Contractul de pază este negociat sau dacă, nu știu, ar trebui să fie negociat, da? Ei, s-a făcut respectând legea achizițiilor publice, s-a făcut o negociere. Eu asta vreau să ne dovedească și să spună, n-avem oameni sau nu ne convine. Problema să spune dacă ei au bani să plătească sau nu. Nu au nevoie nici ce solicită în bugetul local. Și spune, nu ne ajung bani, dați-ne finanțare complementară, venim cu rectificare. Asta facem în fiecare lună. Și nu aveți astfel de solicitări, nu? Nu. Până la a veni o adresă prin care mi s-a solicitat, să vreau să se audă, să se leagă toată lumea, pentru că directorii, din câte văd eu, se plâng. Să nu cecăm în altă... Să termin fraza, domnul. Deci, ceea ce se încearcă... Domnul primar! Să se legea de ce Primarul poate interveni conform legii în timpul desfășurării ședinței, oricând. Dar vă spun eu, pentru că este un donator principal de credit. Dar nu inițiator de proiect, nu are nimic. Din punctul meu de vedere, lăsați-mă să termin fraza. Ne vom retrage cu siguranță dacă veți continua. Faceți ce doriți dumneavoastră. Lăsați-mă să termin fraza și am încheiat. După aia cer voi, domnului președinte. Consilierii sunt prioritari în a lua cuvântul. Dumneavoastră care sunteți
invitați, vă rog să așteptați, nu pe ce vorbește toată lumea. Eu vreau să spun. Eu termin fraza. Eu țin numai... cont că sunt în sală și elevi. Cred că ar trebui să dăm un exemplu de bună purtare. Da. Domnul Pintilii, din punctul meu de vedere, ați greșit. Ar trebui să cer... ați ridicat tonul nepermis. Nu e atitudine nici vis-a-vis. Deci atitudinea noastră este total ne la locul lui și eu vă cer... Vă cer scuze dacă cineva să se simte deranjat. Eu sincer, eu simt eu acum aș vrea să plec și eu, nu este corect. Faceți cum doriți. Nu este corect. Păi dar când se discută la atunci? Sunt cărțolici cu bunile practice. Deci, eu n-am vorbit de cum mi s-a dat. Chiar trebuie să ne explicăm un lucru. Nu mai știu de ce mai adăugat ceva să repet. Am vorbit când președintele de ședință mi-a dat cuvântul. În rest, nu am întrerupt pe nimeni. Nu accept să fiu întrerupt. Vreau să termin fraza. Vreau să se înțeleagă că la primărie, din ce am înțeles eu, nu sunt necesare de... să zicem, fonduri suplimentare venite din partea directorilor de școli, nu sunt solicitări din partea directorilor de școli, ca să lămurim lucrurile, poate nu este și responsabilitatea la problema asta. Da? Nu sunt solicitări din partea directorilor pentru finanțare suplimentară în ceea ce reprezintă paza la școli. Mulțumesc, am încheiat. Da, eu vreau doar să zic că din ceea ce a spus doamna Răbonțu, a ieșit un singur lucru. Temei legal pentru acest proiect de hotărâre există. Iar problema esențială este că această fază este suportată de elevi sau de părinții acestora. Asta este principalul argument pentru... Da, ce spune mai adu. Nu vreau să mă... Să aplic la plăiește acest proiect? Am înțeles că l-ați inspirat. A fost aplicat? Nu știu, am întrebat că nu știu dacă se aplică. Am întrebat dacă s-a deci eu, din punctul meu de vedere, acest proiect, nu-i cred că... Și, ați primit indicații? Nu are nicio indicație, dar vreau să răspundeți-mi dacă vreți. Da. Așa, neavând viză de legalitate, eu înțeleg de ce doamna secretar n-a dat viză de legalitate. Discutăm despre două aspecte diferite, zic eu. Asociația de părinți este un aspect, paza în școală este alt aspect. Deci nimeni nu poate împiedica părinții să constituie această asociație, da? Da, atenție, repet și spun, nu trebuie să fie obligatoriu ca părinții să se asocieze. Nu este obligatoriu ca orice părinte de elev să facă parte din această asociație. Nu este ilegal a se forța copiii sau părinții să plătească fără voia lor. Deci nu discutăm de fază, nu discutăm de, nu amestecăm cu asociația de părinți. Este cu totul și cu totul altceva. Noi, din punct de vedere al primăriei municipiului Pașcani, încercăm să asigurăm școlilor cât mai multe resurse financiare, astfel încât, pentru că nevoile într-o unitate de învățământ sunt foarte mari, ar trebui plecat de la guvernul, alocare financiară, așa cum spune legea, da, 6% din PIB, că de acolo poate pleacă problemele mari și problemele cele mai mari sunt la școli cu un număr mic de elevi. Ține foarte mult de maestria directorului, a Consiliului de Administrație, în a gestiona eficient fondurile școlii și în a aloca resursele cu prioritizarea și cu maximă eficiență în cheltuirea banului public. Și eu am fost director de școală și uitați-vă dacă vreți cum arată și în Pașcani școli cu director bun și școli cu director poate mai puțin atenți la acest aspect. Sunt școli care arată bine, școli care arată mai puțin bine, da? Deci, dacă directorul este eficient, dacă acel Consiliu de Administrație, care, practic, Consiliul de Administrație conduce școala, este atent la cum se cheltuie banii, cred că se găsesc resurse, astfel încât copiii să aibă și căldură în școală, să aibă și condiții, și inclusiv pază.
Da, mulțumesc, domnul. Ia să vedem părinții locale cine e. Domnule președinte, eu am să caut să fiu cât mai scurt, încercăm să ieșim din acest moment intenționat. Sunt de acord cu domnului și sunt și niște copii în școală, de la licee, în sală, care mai trebuie să asiste la anumite momente intenționat. Pe scurt, vreau să vă spun între următor. Poliția locală, conform legii 155/2010, articolul 6, prevede, pe linia siguranței în școli, asigură menținerea ordinii publice în imediata vecinătate a școlii. De asemenea, tot legea poliției locale spune că asigură baza obiectivelor stabilite în planul de siguranță cu aprobarea Consiliului Local. O altă prevedere. Limitează numărul polițiștilor locali la 1 la 1000 de locuitori. Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația municipiului Pașcani Rotrujit are 33.000 de locuitori. Mai mult de 33 de polițiști locali nu putem să fim. Există un caz concret, municipiul Buzău a încercat să rezolve problema bazei în școli, a angajat nepermis de mulți și la ora actuală, astăzi, 345 de polițiști locali sunt concediați. Curtea de conturi stabilind să fie recuperat salariul plătit. Eu am avut un dialog și în Comisia de Urbanism azi cu domnii consilieri, o repet și în fața Consiliului Local. Nu vreau să fiu pus în situația să dau scris că nu pot aplica o hotărâre de Consiliul Local pe motiv de nelegalitate. Dați-vă seama, angajăm 11 polițiști locali, cine va plăti salariul acesta? Eu sunt de acord, siguranța elevilor este o problemă esențială. Căutăm în permanență, așa cum suntem organizați, cu două patrule pe schimb și cu alte sarcini care ne sunt puse în sarcină, nu numai prin lege, ci prin hotărâri și dispoziții de primar. Căutăm să nu-i neglijăm pe ei. Niciodată nu am refuzat un apel de urgență a unui agent de bază, a unui director, a unui profesor și chiar a unui elev, pentru a nu interveni la aceste școli. Tehnic, noi căutăm să rezolvăm și să ne îndeplinim obligația stabilită prin lege. Vreau să vă spun, lipsește un actor important, m-a luat gura pe dinainte. Lipsesc aici din actorii importanti un președinte de asociație de părinți. Oare nu ar trebui să meargă pe traseul banilor dați pe serviciul de bază? Nu este problema mea, excep de competențe. Dar e o întrebare. Vreau să dau un mic răspuns domnului consilier Râznic. Legea 333 prevede conducătorii unităților, care sunt stabiliți la articolul 2 alineatul 1, răspund la litera A, răspund organizarea și funcționarea bazei unității bunurilor și valorilor pe care le dețin cu orice tip. Dar în preambulul legii, deci la început, este vorba de bază și protecție. Baza și protecția nu se fac separat. Deci când vorbim de bază, trebuie să vedem și cealaltă noțiune, protecție. Am dat un exemplu concret. La ora actuală, astăzi, în municipiul Iași, la fostul liceu Tehnoton, pe liceul din Buciu, un liceu mare și a asigurat faza cu fază proprie. Dar pe legea spune, cu fază militară, civilă, în condiții de lege, unități specializate. Nu adună bani la părinți, nu au agent de bază. În schimb, într-adevăr, conducerea liceului are încheiat un protocol cu poliția locală prin care poliția locală se obligă să răspundă la toate apelurile pentru a interveni în stabilirea și menținerea ordinii, fără excepții din legea poliției locale. Eu vă contrazic pentru că a zis că este problema primăriei, nu primăria, deci primăria nu decide școala. Școala este o entitate de la școală, predată ca școală cu bunuri valori și persoane. Deci, clădirea e dată școlii. O gestionează școlii. Eu rog pe doamna de la Direcția Economică să mă contrazică dacă greșesc eu așa. O altă problemă. Și am rugat domnul consilier și îmi permis și vă rog să nu fie cu supărare. Eu sunt de acord că elevii nu, și părinților nu trebuie să dea bani. Nu sunt de acord. Mai degrabă să-ți cumpere o carte. Și așa sunt scumpe. O carte pe care și-o doresc dânsii și nu care este vândută prin alte părți. Dacă rog domnii consilieri,
Așa este. Aveți dreptul de a iniția proiecte de dehotărâri. Eu vă rog, angrenați o discuție prealabilă cu serviciile din aparatul de specialitate a primarului. Pentru că am putea face să iasă o hotărâre și să ne dați un instrument juridic la care să nu ne opunem niciodată, ba mai mult, să putem fi trași la răspundere pentru că nu le primim. De altfel, mă aliez, doamne secretar, în sensul vizei de nelegalitate, eu nu pot și nu am acest drept, dar consider că este încălcată până și legea privind elaborarea actelor normative. Un proiect de o asemenea complexitate trebuia să aibă și un studiu de impact. Eu nu am personalitate juridică să am un economist care să poată să facă achiziția camerelor video cât costă, achiziția agenților de bază. În proiectul de hotărâre se face mențiune clară la cerută înlocuirea, se va duce la îndeplinire de direcțiile din cadrul primării, primarul municipiului și poliția locală. Poliția locală nu va putea să o aplice, pentru că nu are prevedere bugetară. Aș încălca și legea achizițiilor și tot. La ora actuală am propus domnilor consilieri la urmă ca soluții. Camerele de luat vedere, deci toate școlile, și vreau să vă spun, în 2014 doar două școli, doar două unități de învățământ aveau camere de supraveghere video. Domnii consilieri din vechiul mandat cunosc că am prezentat un material pe linie de siguranță în unitățile de învățământ. În prezent, poate 11 le au, cu excepția școlii 3, care le are defecte și nu este funcțională de un an de zile. Sistemele video pot fi conectate în dispeceratul poliției locale cu o singură condiție, să mai treacă un an. Dispeceratul poliției locale a fost făcut pe banii europeni. Există o clauză că nu avem voie să intervenim în acest sistem și să modificăm acest sistem timp de 5 ani. Din 2018 se poate. În 2017 ar presupune achiziționarea de calculatoare în plus, de monitoare, de alte sisteme pe care deja le avem. Deci, ele vor putea fi conectate și sunt de acord cu conectarea sistemelor video din unitățile de învățământ, așa cum suntem pe organigrama actuală. Și vom interveni dacă este. Dar avem acest palier, această barieră. Nu ne permite programul european să intervenim astăzi și în 2017. 2018 sunt de acord și de aceea spuneam, lipsesc directorii de școli. În materialul de siguranță prezentat în 2014 a fost prinsă tocmai și problema camerelor și vă pun la dispoziție. Am scos documentul și vă pun la dispoziție. A fost prinsă și problema camerelor și problema societăților de învățământ și înțeleg de la doamna directoare că sunt repartizați bani și nu este problema mea să direcționez banii și pentru această problemă a asigurarea securității. Ba mai mult am cerut încheierea protocolelor. Pasul trebuie să vină dinspre conducerea școlii. Adesea fac public, în întâlnirile cu presa, că sancționăm minori care răspund contravențional. Să știți că n-am spus minori care răspund contravențional și dacă o să vă uitați din archive, sunt în zona școlilor de învățământ. Câteodată se supără pe mine domnii directori, domnii profesori, mai scap și eu. Am fost de la liceu cu tare, am fost la liceu cu tare. Se supără, dar nu trebuie să se supere pentru că și așa descurajăm prin popularizarea acțiunilor noastre, descurajăm. Noi suntem alături de elevi, alături de școli. Așa, această mânuță. Și vrem să fie bine. Credeți-mă, dacă ar exista soluția de conectare astăzi a camerelor de luat de lege, eu aș fi de acord, dar nu se poate. În planul primării, știu din mandatul trecut și cred că domnii consilieri care au fost în Consiliu, cunosc că există o intenție